Analfabetismo funciona definit ca atare. Deci te zice la, avem programul național de eradicare analfabetismului funcțional. Dar un scris, în loc frumos, ce articol ne dați noastră, dăm acum cinstit, că nu ne măsurăm, dar dăm în toată sala și fiecare să sublinieze fraza care îi se pare importantă, să vedeți că fiecare e mama lui. Este, mamă, este grupul în centru, nu este permanent, iartă-mă, care este acolo pusă și problema și discuții și tot ce vrei. Trebuie să scrie, numai și eu fac stimă la pe... Domnul profesor, că scrie foarte mult și am senzația că nu mai citește nimeni când scrie domnul profesor. Da. Deci automat, de ce stăitați acolo? Deschis un fișier. Încă o dată, lăsați-i partea tehnică. Scris-o fie foaie de hârtie și aveți cu ea. Asta cu analfabet, dar cum aveți, nu vă lăsați. Dreptate maximă. Știți, m-am uitat la arată. Încă o pagină e ca și noi facem încă o comisie. Lăsați comisiile. Vă dați seama, eu, filolog, m-am uitat la florile alea frumoase, că alea cu matematică n-am înțeles nimic. Apropo de analfabetism, da. Este eu de fie, doar știți. Da, uiți și tot da, așa. Iată-mă, dacă tu, florile... 5 minute, dacă ai sta să înțelegi frumusețea morfogenezei și literatura ți-a dat eventual deschidere pentru ce înseamnă morfogeneză, și înțelege că structura pitagoreică și problemele legate de Sheldrake, care este unul din părintele morfogenezii moderne, și probleme de fizică cuantică, care îți arată că fluctuația la nivel cuantic naște de forme, dar nu orice fel de forme, care au anumite simetrii și rupere și gândești că toată fizica e floarea aia de acolo. Pentru că e frumoasă și fizica fără să fie, nu trebuie să fie numai să mă uit la parfumul florii. E frumos și asta, dar e și matematică în spate. Da, exact. Da, și cinstitul vine și asta nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu el de niciun fel, pentru că vine eu cu o întrebare, mai zic și o bag în grupul meu de prieteni să vezi ce banal ajunge. Că ne intrăm din la căpuță. Adică, cum să spun, aruncăm niște categorii în care nu sunt necesare. Nu sunt necesare. Uite, dacă pe vremea mea n-am fost și învățam pe de rost, nu erau tehnicile astea, am învățat niște formule pe de rost. Nu și pentru că nu era un, nu știu, zona mea de inteligențe multiple, au fugit de la mine. Eu m-am dus către zona mea de confort, unde era talentul meu. Creația lui Dumnezeu e mai mare decât un sistem de educație. Punct. Rămân resurse care trec dincolo și pot să opereze cu noțiuni memorate, aruncate, stocate. Asta este minunăția. Nu putem să facem, să turnăm toată realitatea, toți copiii, într-o formulă. Este o prostie. Da, minunăția că am un copil și cred că învățăm foarte multe împreună. Să știți că apropo de amestecuri, de ce face pe absolut, absolut. Despre absolut. Complexe și ce frumos e. Și să vedeți ce interesant este când te duci la profesorul Udici de la matematică de la București, cu care colaborezi, să vedeți ce interesant este când tu ești problema timpului complex. Și când înțelegi ce înseamnă electrodinamica la nivelul cuanticii iată lume. Și se lucrează la ea. În care spațiu-timpul e altceva. În care problemele de teleportare, v-am spus că avem cursuri deja e altceva. Sunt unii, dar nu vor să fie o elită. Ei vor să-și comunice. Dacă nimeni nu acceptă, măcar să stea de vorbă, ca să zică că nu e important. Că avem și forme de a crea, cum să spun, limbajul necesar, forme de acomodare. Dar încep să apară preconcepte care sunt la fel de proaste ca și înainte. Ne băgăm din preconcept la preconcept. Nu-s nevoie. Sau nu facem altfel. Sau intrăm într-o altă formă. Sau nu fac școală. Sau fac școală... Deci intrăm mai în extreme. Din travalul care se întâmplă aici, să știți, văzut, trăit, dacă ieșim din grădinița noastră și ne uităm și în grădinița cu morcov și în aia cu spanac, trebuie tras disciplinaritate. Dacă rămânem în bucata noastră, nu putem să știm ce avem lângă noi valoare. Și ce vede fizicianul, nu vede doctorul, dar ce vede doctorul, nu vede fizicianul. Și împărțind, adunându-ne, curg lucrurile, să știți. Comunicăm prea puțin pe ceea ce știm și ce avem bun fiecare noi. Cam asta este și agricultura ecologică, să sigur că da, sigur că da. Sigur că da, sigur că da. Puteți să luăm pe, să citim pe Steiner și, sau pe sunt atâția părinții acestor proiecte și le luăm învățate prin afară, sau putem ajunge cu toată cunoașterea noastră acum să dăm dreptate și să înțelegem la alt nivel, înțelegând de ce s-a întâmplat chestia asta, nu având sentimentul ca la rețetă, că dacă pun 5 cutare cu 3 de cutare, iese cutare. Aia nu este nimic decât o rețetă. Acum noi începem să înțelegem de ce agricultura asta înseamnă, ce înseamnă dezvolt sustenabil, ce înseamnă, de fapt, o armonizare informațională, pentru că avem, pentru prima dată, am ieșit din gândirea energomaterială, care a fost în lumea fizică, și am trecut într-o gândire informațională, dar informă în sensul Aristotel, dacă aveți primară, care informația era câmpul morfogenetic care ne face
să fim informația care ne dă formă, informă, că e cu totul altceva. Și care seamănă foarte multe cu lucruri de genul ăsta. Toate corpurile platonice nu sunt banale. Există, vă spuneam, o carte fundamentală, care, măcar să știți că există, am pus-o dată pe internet, din când în când apare și are și legătură cu discuția de că Beck-Minter Fuller, Explorare geometria gândirii. Beck-Minter Fuller este un personaj extraordinar de important. Este tata, dacă vreți, ca la toată lumea. Este fondatorul Stanford, ca universitate, dar a fost contemporan cu toate somitățile care au generat fizica cuantică, tot ce vreți noastră. Și Beck-Minter Fuller, în principiu, are o carte esențială, care este Explorare geometria gândirii. Când structura mentală, gramaticală, a verbelor și a elementelor se potrivește cu înțelesul universal, cu logosul, atunci apare și înțelegerea. Pot să iau și-o puțin cuvântul? Te rog. Eu sunt ceva mai pragmatică. Eu nu prea vorbesc așa cum ca domnul Florin Munteanu. Dar eu nu vorbesc pragmatic, vorbesc foarte pragmatic. Eu de ce mă duc și zic foarte pragmatice. Nu-mi place forma asta de categorisire, pragmatică de pragmatică. Orice lucru pragmatic are și o parte filozofică și pragmatică. Da? Eu nimic. Ceva mult mai concret. Aia e ceva concret, nu-i pragmatic. Bine. Eu mă gândesc așa, haideți să luăm fiecare cuvântul și să spunem un minut despre ce am făcut până acum pentru educație și ce urmează să facem. Pentru că eu la asta mă referam când am spus să facem un grup de Facebook în care să scriem, nu să scriem, de să spunem lucrurile concrete. În primul rând trebuie să consider că trebuie în primul rând să ne cunoaștem fiecare care este rolul său în educație și să vedem care sunt punctele comune pe care, de care ne putem lega. Pentru că, uitați, eu de 2 ani de zile de când colaborez, mă rog, 1 an și jumătate de când colaborez cu Adriana, tot am stâns în jurul nostru oameni care au făcut ceva și vor să facă ceva și se implică și deja se creează o structură din ce în ce mai mare. De asta mă gândesc că ar fi util, în primul rând, să ne cunoaștem fiecare. Deci eu propun, timp de, nu știu, un minut, să spună fiecare pe scurt ce a realizat până acum și care sunt planurile lui, pentru că astfel altuia îi vine o idee și deja poate să spună, uite, eu aș putea să contribui acolo. Spre exemplu, mai devreme, domnul Florin Munteanu a prezentat ceva ce mi s-a părut fascinant despre de parte de electronică. Și mi-a venit ideea, ok, de să îmbrac chestia asta cu ceva care să atragă copilul. Eu am avut o experiență interesantă în ultimele luni, când am venit cu un curs pentru copii mici de aplicare a matematicii prin artă și jocuri. Și deși pe modulul pe care vi l-am arătat, pe cursul pe care vi l-am arătat mai devreme, i-am făcut mult mai multă reclamă în prealabil, am doar câțiva copii numărați pe degete. Deci pentru cei mici este important să fie ceva mult mai pe sufletul lor, ceva să învețe matematica prin jocuri. Și asta mă gândeam că și partea asta cu electronica, cu fizica, trebuie îmbrăcată în ceva, în, nu știu, niște roboței, în... Înțelegeți? Și așa planta care vorbește că nu mai roboței, ne tot ce câte natură, să înțelegem natura, apropo de natură. Noi oamenii mari tindem să gândim ca niște oameni mari. Eu cred că ar trebui să gândim mai mult ca niște copii, ceea ce fac în ultimul timp, cam de vreo 4 luni de zile. Deosebirea este că de când fac acest lucru, îmi vin 10 de copii. În fiecare lună, 10-15 copii noi care sunt extraordinar de încântați de ceea ce fac mai nou. Și de asta mă gândesc că pentru a ajunge să creăm o mare rețea de copii care vor să învețe ceva și să dezvolte societatea mai târziu, trebuie să-i luăm de foarte mici. Eu am venit mai întâi cu acest curs care se adresează copiilor de gimnaziu și mi-am dat seama că nu este suficient pentru că ei deja sunt formați pe o anumită structură. Deci trebuie să începem cu copii din ce în ce mai mici. Eu la ora actuală am să lucrez cu copii chiar și de 4 ani. Bun, deci... Cred că cel mai simplu și pragmatic ar fi să ne dați voi contactele voastre, cumva, și să intrăm în legătură. Pentru că... Acum, persoanele sunt pe pagina mea pusă ieri. Și cu link-uri. Ce vedeți? Păi da, când toate sunt informații. Sunt acolo link la... Dar sunt atât de multe că noi am fost să le căutăm. De asta vă spuneam, eu personal nu reușesc să ating acea punte de legătură. Eu, spre exemplu, doresc această colaborare fizică cu dumneavoastră de
de când vă cunosc de 2 ani de zile, dar nu reușesc să ajung acolo și cred că foarte multă lume are acest sentiment, că dorește să facă ceva, dorește să se întâmple. Dar face, dar și face. Face, adică face, tu faci. Adică, da, eu vreau mult mai mult decât ceea ce fac, asta spun. Nu poți să-ți oferă nimeni mai mult decât se întâmplă, tu faci și eu pot să fac mai legătura de tine și ei, și pe de altă să fac eu. Nu pot să fac eu acum să devin generatorul spațiului care vă că nu pot să fac asta. Eu am Academia Română o misiune. Deci automat fac ce pot să fac. Ce? Contactul dintre oameni care vor să se împărtășească sau să împărtășească. Asta fac. Asta e aici, de fapt, spațiul de interferență între oameni care fac. Asta s-a întâmplat. Să prindem pe Cotizo la un curs de robotică, firar să fie de un an. Căutați un altru Cotizo, că nu o să prindeți pe Cotizo, da? Dar nu o să fie Cotizo. Aveți la Politehnic o grămadă de alți oameni. Căutați, dacă vreți să căutați un nu găsiți. Chiar cu de ce se găsește. Oameni de robotică, mergeți la centrul de excelență de la Institutul de Teatru, care are un program superb de dotare, care studiază activitatea cerebrală în funcție de mișcare, că vă interesează. Și acolo să găsiți din Politehnică profesori, asistenți și șefi de lucrări, care lucrează mult în viitor. V-am adus aici pe profesorul Ioan Dumitrache, care este tata automatice. L-am adus aici, ați putea spune pe el, care e problema, l-aveți, v-ați așteaptă. Deci, încă o dată, căutați ca fiecare să-și găsească modul de transpunere, că ajutorul știi, ajută-te singur omule. Aici, Centrul de Studii Complexe are o singură menire. Să pregătească cantitatea de informații, să o șlefuiască pe problema complexității, teoria haosului, fractal, energetic, mai departe, să o facă și să o difuzeze în social, asta este funcția centrului, să creeze un spațiu de interferență care poate să fie o tabără, a avut 26 de ani tabăra de la Atlantic Rond, sau de la Gura Humorului, sau de la Metamorfoze Reșița, și întâlniri de genul ăsta, unde oamenii se cunoască să ajute reciproc. Asta va să facă centrul. Doamna sugerează ceea ce am făcut la Institutul de Științe Spațiale, platformă de dezvoltare programele. Asta înseamnă resurse de oameni, grupuri, instituții, organizații non-guvernamentale, care sunt dispuse să pună împreună competențe, experiențe, proiecte, vise și energie prin voluntariat. Și asta înseamnă ce? Un antreprenor, toată asta se întâmplă. Aveți aici valori, și prin sală, și cei care au vorbit. Dar nu prea avem antreprenori, ca să facă exact ce spune chestia asta, să se organizeze. Ea nu poate să fie și antreprenor, și generator, și nu trebuie. Adică să fie un echivalent, știu eu. Tot prin voluntariat. Un proiect. Echivalentul unui proiect. Echivalentul unei acțiuni. Avem aici pe cineva care are o casă, care vrea să o pună la dispoziție. Păi pe unde de acolo, de acolo stă jos frumos, păi, are o casă. Dacă nu spuneați, acum nu știam, asta vă spun. Deci să vină fiecare și să spună. Da, iertați-mă, că stau săracul... Ce să readuc aminte ceea ce probabil mulți de noastră deja știți sau ați văzut, în sensul și propune care a făcut-o dășoară. Ar putea să includeți în următoarele întâlniri formate la acelea de la BNI, și anume se fac niște grupuri de 6 persoane, 5-6 persoane, au pentru un slot de timp de 10 minuțele, doar cât un minut la dispoziție pentru o grilă de 5 întrebări. Cine ești tu sau ce vrei sau ce îți lipsește? Poate este ceva, poate nu este ceva. Ideea este că ai putea într-o oră să faci vreo 5 întâlniri de genul ăsta, să-ți rămână o rezervă de 10 minuțele și pentru și te cuprinzi. Și în felul ăsta te vezi la față, zâmbești, poate spui ceva memorabil și într-o singură oră ai putea să ieși cu un set de cărți de vizită sau acea foaie de hârtie și creion chimic, e mult mai bun. Dar mai mult decât atât ar trebui fiecare dintre noi, și am întâlnit chestia asta făcând-o de multe ori, să înțelegem când intrăm în acest tip de experiență că nu ne prezentăm CV-ul, ci ne prezentăm noi ca și competențe sau chiar cereri simple, am nevoie de un instalator. Uite, am capul așa varză, ajută-mă cu un instalator și pe urmă spun ce știu și fac altceva. Credeți-mă, deci trebuie să ne dăm voie să greșim, să ne retoarcem la chestii simple, ca să fac întâi un contact cu o persoană, cu imperfecțiunea și cu nevoile și cu limitările lui, înainte de a mă duce și să-mi aduc aminte că nu știu ce competențe elevate am și le folosesc sau nu le folosesc. Pentru că uitați-vă cum stați în sală. Cei mai mulți vedeți foarte multe cefe sau cef ale altora. Nu-i vedeți fața, nu-i vedeți cum zâmbesc la ce se spune acolo și faceți doar validare teoretică a unor concepte,
Și eventual riscăm inconștient să intrăm în acea licitație intelectuală de tip funcțional îngustă, care ne-a stricat viața. Pentru că nu mai cânți și nu mai țopăi și nu mai dansezi acasă, pentru că te compari cu nu știu ce cântăreț sau cântăreață internațională și dansator și te simți penibil. Și iei această bucurie ție însuți, familiei și copiilor. Mă opresc spunând poate următorul lucru. Ce ar fi sau cum vi se pare a include, mai ne ia o oră în plus, și un modul din ăsta de interactivitate ca să și pleci cu 15 contacte. Dar voi ca să închide discuția. Deci încolo se închide ultima intervenție din seara asta. Este o neînțelegere de spațiu. Fiecare spațiu are alte reguli. Din contră, eu sunt fericit să se germineze nu una, 10 asemenea acțiuni pe care cineva să-și le asume și să spună, am spațiu și mâine asta fac. Spațiul de aici este doar un spațiu de interferență în care s-a, așa a fost definit, în care ne-am permis să-l aducem de la profesorul, nu știu, Dulcan, la probleme de cyber-physical system, de la probleme de mâncare sănătoasă în sensul teologic, până la problemele de... Deci aici, asta e definiția acestui spațiu. Rolul este formarea portofoliului care îl vedeți pe internet, filmat ca atare, de sute de ore de oameni cu teme foarte deosebite. Haina Caveșmânt, problematica pe care am avut-o, ce înseamnă semiotica ei, asta e spațiul de interferență. Scopul? Să știe că există, ca dumneavoastră după aceea să vă organizați în ce aveți nevoie. Dar asta e treaba dumneavoastră să vă organizați. Aici e un spațiu de interferență pentru a semnaliza niște oportunități și niște persoane care nu prea apar pe sticlă. Dacă este nevoie, și asta a fost eficat, uitați-vă unii dintre și asta a fost sensul. Asta nu înseamnă că nu puteți, noastră, dacă tot ați propus, știți cum se face, dacă propui și organizezi. Nu înseamnă că te faci. Faceți-o ca atare și veți găsi în spațiu de aici oameni care chiar vor să o facă. Dar fiecare spațiu are o anumită definiție și își rezolvă o anumită problemă. Ați venit în vizită la Centrul de Studii Complexe în sala asta, care asta face, are și a propus ca și scrisă pe titlă, așa a fost definită. Dacă simțiți nevoia respectivă, faceți efectiv și asta e de antreprenor care sper să se întâmple în România. Nu să vorbim carte